Bună, tatăl meu, eu sunt Roxana și vreau să încep prin a-mi cere scuze că nu am postat acel Q&A care v-am promis că o să fac. O să fac data viitoare dacă o să pot. Dar astăzi vom reveni cu un nou videoclip, cu o surpriză de fapt. Și... da, cu o surpriză și aș vrea foarte mult să vă arăt. Și să nu credeți că vreau să mă dau mare sau așa ceva, dar... E doar un simplu videoclip, ok? Haideți! Am primit patine cu rotile, nu sunt chiar săi luna, dar sunt cu 4 roți. Aici e frâna sau o chestie. Și dacă vă întrebați, da, știu să mă dau pe ele. Doar că nu știu să fac scheme sau din astea. Ba chiar am căzut de câteva ori. Și nu vreau să credeți că, din nou, nu vă spun că nu vreau să credeți că mă dau mare, dar vreau să vi-l arăt. E un vârte cam greu. Și dacă v-ar interesa, este și pe eMag, OLX. Eu l-am luat pe OLX cu 1 milion de lei. 1 milion. Plus transportul 55 de lei. Și uite și pe ce aminte. Data viitoare m-am gândit să fac Q&A-ul și din nou îmi cer scuze pentru el. Nu știu ce să fac, ori Q&A, ori mișcări pe patine, doar că n-ar fi așa preferabil pentru că nu prea pot. Da. Îmi plac foarte mult, sunt drăguțe și... Nu sunt de băieți și îmi vin Maria mă 37 sau nu știu cât cred. Ok. Are acest model foarte drăguț. Ce asta e. Mi se pare că e un... A, da, aici e un râu. Aici. Undeva aici. Și e de la firma. Haide. Este de la firma Rocky? Stai un pic. Scrie pe undeva pe aici. Deci, dar, nu știu ce scrie, mi se pare că e Rocky. Și lecturile. Și dacă le dai această parte cu rotile, sunt finiși. Deci. Corotile. Și nu vreau să-mi iau soi luna pentru că nu erau la un preț bun. Altele erau și la 3-4 milioane. Am văzut unele la 5 milioane și erau foarte, foarte. Și mi-au plăcut astea pentru că erau și ieftine, dar și frumoase. Nu uitați să-mi spuneți data viitoare ce vreți să fac, ori Q&A, ori mișcări pe patine. Patinele sunt aici. Deci aș vrea să-mi spuneți ce vreți și... Pe data viitoare!